salva mari. Dacă începem să petrecem, nu se mai termină. Știi că nu îmi plac zilele care se termină în I. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă. Pe risipul ăsta orice mă mai amă. Gata, mă? Vezi rând de somn, gama de mașură. V-am promis să facem live. Hai cu puțină energie, hai mă, hai să punem o piesă. Hai să mă trezesc, haide. Fiți atent, îți dau cafeaua asta. Dau cafeaua asta shot. Nu-ți mă plictisit, gata, îmi vine acum energia. Sunt rupt de somn. Hai, un pic așa. De când am combinat ăștia mortos de optică. Hai, dați cer, dați alea, hai că dau. Suntem ca soarele și luna, dar iubire e tot. Hai, și mistăți, doamnă și vagabond. Dragoste ca drogă, stai să nu ne ia de cotul. Ia te o crăbește, dar tot ea e antidotul. Am gustat odată, e ca la hinoză. Că nu mai știu de mine, dar aș mai vrea o doză. Magia, magia e de coapsele tale. Fețele fatale sunt armele tale. Ar putea un cinte pe oricine, dar dintre toți tu m-ai ales pe mine. Chimia, chimia, feromone, endorfine. Trec pe toate stările de bine cu tine. 100% adrenalină când apari. Motor și acțiune la senzații tari. Bimo! Neața, neața, ce faceți? Neața, neața, hai cu like-urile, hai cu alea, hai cu distribuirile. O învăț cum să facem. Facem tot bifă pe Instagram. Trebuie să respectați niște chestii. M-am informat foarte mult pentru că mi-am dorit și o bifă. Deci ca să înțelegeți un pic ce se întâmplă, ca să luați bifă înainte, trebuia să aveți cel puțin 3 articole cu voi din presă pe Instagram, probabil, pe Instagram. Vă zic la toate platformele acte. Pe Insta, ca să luați bifă, trebuia să aveți 3 articole cu voi din presă, trebuia să dai buletinul, pașaportul sau permisul de conducere. Trebuia să zici cine te urmărește, ca, gen, cine e în comunitatea ta și de ce, o grămadă de chestii astea și tot nu luați în cap, așa voastră. Deci imaginați-vă că IBM face de 10 ani vlog și se chinuie fiecare lună. Da, poți să iei la 150 de follower, da. IBM face vlog și se chinuie fiecare lună să ia bifă și tot nu i-au dat, ca să înțelegeți. Dar acum trebuie să respectați niște chestii și puteți să luați. Și o să vi le număr acum și dacă respectați chestiile astea, în 30 de secunde aveți bifă. Neața! În primul rând vreau să vă salut pe toți. Haideți să scrie toată lumea salut pe chat, să vă citesc. Bună, Corina! Bună, 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 bună! Bună să-ți fie dimineața. Haideți cu puțină energie pe chat. Salut, Santino. Deiu, Andrei, ia uite, cine mai e aici? Leo, talent. Mamă, ce-a plecat chat-ul. Stați așa, că vă citesc pe toți. Alexandru, Music, Banat, Marius, Ciobanu, Tibi, Starky, Mario, Keller, Raix, Edit, Jucătoarea, Darius, Cristi, CRV, Stanciu, Simona, Alicia, Iala, Andrei, Mihăiță, Sebi, eu sunt Tudor, Sorin, Cristi, Patrick, Petru, Mihăiță, Andrei, Sebi, Nicolas. Mamă, 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 ce pe chat, bă, ce se întâmplă, mă, în dimineața asta, ați nebunit? A stăbărât pe mine. Vreți? Haide! Salut, Andrei, Andrei, Madol, Nic, Găbiță, Sebi, Ionuț, Florin, Alex, mamă, nu mai văd chat-ul, mâncava așa. Haideți și voi cu like-urile alea dacă vreți să vă zic cum se ia, cum se ia, da, 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 cum se ia bifă pe Instagram. Vreți să vă zic? Care mai e farmecul de a avea bifă? Păi, ideea e că eu v-am zis părerea mea pe Instagram, sper că ați văzut, dar în caz că vreți, multă lume ține secret, pune de-alea cu a luat bifă după atâta timp, dar de unde că au cumpărat-o? Ideea e că poate nu știți cum să o cumpărați sau cum, ce trebuie să respectați ca să vă dea notificarea de bifă. Și vă învață fratele vostru, că eu m-am informat, știe fratele vostru tot. Deci vreau să-mi ziceți pe chat acum dacă vreți să vă arăt cum e bifa.
E 84 de lei pe lună, parcă. Păi stai așa, până să dai 80 de lei pe lună, trebuie să poți să o iei. Că eu deocamdată nu pot, mai am câteva zile și vă arăt cum. Mai ai vozol? Da, mai am vozol, este aici. Îi dăm și cu ăsta, stați un pic să beau cafea. Ok, hai să vă explice fratele vostru niște chestii, dar înainte, hai să facem și noi niște like-uri. Și vagabond, dragoste ca drogul, stai să nu ne ia de cod. Ea te otrăvește, dar tot ea e antidotul. Am gustat odată, e ca la hinoză, că nu mai știu de mine, dar aș mai vrea o doză. Ai putea să ieși fără coapsele tale, fețele fatale sunt armele tale. Ar putea un cinte pe oricine, dar dintre toți tu mai ai nesprinit. Chimia, chimia, feromone, endorfine, trec pe toate stările de bine cu tine. 100% adrenalină când apai și acțiune la senzații tari. Bimo! Ziceți-mi, fiți atenți. Ziceți-mi da, ok. Ziceți-mi un Instagram de-al vostru, să intrăm, să dăm un exemplu la voi pe Insta. Ziceți-mi numele cuiva pe Insta care n-are bifă, numele vostru, ca să luăm un exemplu. Luci X SH. Instagram. Hai că mai luăm exemple. Ai privat 0 post. Hai cineva care are postări și de astea. Uite, Matei.32. Matei.32 Instagram. Nu te găsesc. Matei, altcineva. Horia Grosu underscore Instagram. Să aveți. De ce nu mi-apare, mă? Trebuie să nu aveți profil privat. Stați. Oh, ușor. Uite, casi.qx1, nu? Uite, intrăm la case. Ok. Luăm exemplul lui. Hai să vedem cum îi luăm verify lui Casey, ok? Am luat un exemplu random. A, trebuie să vă arăt print screen din telefon. Nu știu de ce nu apare aici. Ca să vă spun despre ce vorbesc. Imediat vă trimit o poză de pe telefon. Hai că intrăm la mai mult, stați liniștiți. Să vă zic ce trebuie să respectați. Și la un moment dat, când vă zic eu, o să intrăm toți pe Instagram, pe telefon, pregătiți-vă telefoanele, să-mi ziceți dacă vedeți chestia asta. Așa. Ok. Fiți atenți. Așa se vede contul meu de Instagram pe telefon. Bun, ce vreau să vă zic? La Casi, nu știm cum îl cheamă, numele de familie sau așa, are casi.qxs. Regulile bifei spun așa, că la nume, adică aici, nickname-ul meu, username-ul e eu sunt Dima, ok? Noile reguli spun că dacă vrei să-ți apare de bifă, trebuie să îți apară numele de botez, numele din buletin, trebuie să apară aici. Vedeți cum apare la mine Ionuț Dima. Eu mi l-am schimbat, aveam doar Dima, acum mi-am pus Ionuț Dima ca să fie ca în buletin, numele și numele de familie, numele și prenumele. Asta e o chestie. Altceva, din câte am înțeles... trebuie să ai o poză de profil lizibilă. O poză în care să vadă capul destul de clar, ca și cum o poză de buletin, ca să zic așa. Chestia asta ajută ca să poți fi acceptat în programul ăsta nou de bifă. Deci, e cam aiurea că așa ne obligă să ne arătăm numele din buletin și fața, doar că
astfel îți poți lua bifă, că altfel te chema, nu știu, aveai numele casi.kxs și aici aveai numele Ionuț Dima. Și după aia îți dădeai bifă și te chema Ionuț Dima cu bifă. E bine, de asta trebuie să ai numele din buletin aici, altfel nu îți va accepta bifa Instagram-ul. Eu mi-am pus aici Ionuț Dima. Ok, mai există un secret pe care nu știu dacă l-a zis cineva până acum. Există un waiting list, o listă de așteptare pentru bifă. Și trebuie să scrieți exact așa: Meta Verified. Și avem aici site-ul about.meta.com. Allow. Ok, și avem aici Introducing Meta Verified Subscription Bundle etc. etc. Ok. Ok. Așa. Ați scris Meta Verified? Scrieți toți. Am auzit-o, abia ce-am dat de mâncare. Scrieți toți Meta Verified pe Google ca să continuăm toți. Ok. Și acum trebuie să ne înscriem pe un waiting list pe care nu eram. Trebuie să dați aici pe Instagram, dar atenție, intrați de pe telefon. Te pup, Denis. Jucăm. Așa, dați aici, dar de pe telefon, atenție, nu merge de pe PC. Dați aici, deci, pasul 1, scrieți Meta Verified, intrați pe acest site, intrați pe Instagram și aici pe telefon o să vă zică ceva de genul: vrei să te înscrii pe waiting list? Vrei să te înscrii pe waiting list pentru Verify? Și dați da, apoi vă va pune pe listă de așteptare și așa mai departe. Eu am dat și cică durează cam 7 zile și o să vă arate o poză de genul. Hai că vă o trimit acum. Ok. Hai că vă arăt acum. Andrei Scarla, te pup. Cum ai pe Insta? Ia spune-ne, te rog. Așa. Și acum trebuie să vă apară ca la domnul generalul. Așa ar trebui să-ți apară acolo. Alex, sau cum te cheamă, obține un ecuson verificat. Abonați-te la Meta Verified, nu știu ce, înscrie-te acum. Așa ar trebui să apară. Merge și la Facebook. La Facebook merge fără waiting list. Vă arăt imediat. Eu, gen, pot să-mi iau chiar acum, dacă am intrat pe site-ul ăsta. Haideți că încerc acum să intru pe Facebook. Poate ne luăm acum live să vedem care e procesul. Ia, stați că îmi trimite SMS. Încă nu mi-a trimis. Hai, mă. Hai să vedem dacă putem să ne cumpărăm pe Facebook acum. Bă, nu-mi dăm un mesaj. Sau? Gata? Gata. Ok. Hai. Trimite codul. Așa. Bun, deci am intrat aici, am dat bifă pe Facebook,
Și acum dăm abonează-te. Meta Verified este disponibil atât pentru Facebook cât și pentru Instagram. Și uitați-vă ce scrie aici. Meta Verified nu este disponibil la mine pe Insta deocamdată, deci aștept, sunt pe waiting list, dar pot să-mi iau Meta Verified pe Facebook. Adică să-mi iau Verified pe Facebook și azi vedem cât costă. Te abonezi la Meta Verified pe Facebook. După efectuarea plății îți vom confirma identitatea, ceea ce poate dura până la 48 de ore. Dacă nu îți putem confirma identitatea, vom restitui plata. Veți plăti 69 de lei pe lună. Ne luăm acum sau nu, să vedem cum e. Răzvan Trandafir a zis, sunt pe waitlist pentru Meta Verified, cât mai trebuie să aștept. Am înțeles că până la 7 zile trebuie să aștepți. Încă suntem la început în România cu Verified pe Insta și trebuie să mai așteptăm. Gen. Dar la mulți a apărut deja. Bă, știu că a zis mulți că nu dați 84 de lei pe lună, dar eu fac live-ul ăsta să vă arăt cum să faceți. Pentru că mulți vor. Adică nu trebuie să-i judecăm, frate. Dacă omul vrea să plătească, banii lui, da? Eu vă arăt ce trebuie să faceți. Intru acum, Nicopilu. Plătește. Ok. Ia să vedem dacă avem bani pe card. Poate n-avem încă așa. Vă arăt și pe TikTok și pe YouTube cum se ia Verified. Dacă mă așteptați un pic. Una, n-ai. Intră pe Insta că ți-am trimis de unde mai poți să-ți iei. Așa. Și mai o variantă să-ți iei Verified. Dacă nu vrei să plătești. Ia, Răzvan Trandafir a donat 1 euro, mersi mult, cu plăcere. Dacă nu vrei să plătești atât de mult sau nu vrei să aștepți pe waiting list până îți dă notificare, poți face așa. Îți poți pune un VPN într-o țară unde Instagram-ul dă Verify deja, e stabilită treaba și unde e mai ieftin. Neața Mihai, te pup. Dacă vreți ne uităm repede acum. Stați să-mi cumpăr și eu ăsta. Hai să vedem. Ne luăm Verified pe Insta. Să mor eu. Hai. Stați așa să fiu sigur aici că nu se vede nimic. Vreți să vă dictez datele de la card? Scrie cineva? Așa. Bun. Bun. Țara România. Unde-i mă România? Bă, sunteți nebuni? Nu mi-apare România aici, frate. Bă, faceți mișto. Bă, frate, nu mi-apare România. Nu există. Ah, ba da. Sunt prost. Ia, hai să vedem. Trebuie să ne ia banii acum. Mi-a luat mai întâi. 5 lei. Ok. Hai, imediat se face plata și vă arăt. Ok. Și acum ies așa. Claudiu cu 1 euro. Stai, Claudiu, că nu văd ce ai donat. Ce scrie acolo, mă, să moară. Stai așa că mă uit pe typestream imediat. Deci am dat pe Facebook 69 de lei. Plata ta a fost efectuată cu succes. Vei plăti 69 de lei pe următoarea lună. Ți-am trimis notificare pe Facebook. Acum trebuie să intru pe Facebook pe telefon să vedem care-i treaba cu bifa. Așa, continuând cu Instagram. Stați că eu n-am Facebook pe telefon, mi-l iau acum. Băgați-vă VPN pe Turcia că costă 3,5 lei bifa. Așa, cap de câine, ai zis asta exact. Asta v-am zis și eu, că sunt țări pe care
pe care puteți să vă băgați. Așa. Pe care puteți să vă băgați să dați mai puțin bani pe Insta și unde deja ai automat. Și acum vă arăt meniul secret. Nu e problemă, frate. Claudiu azi așa, iei profilul meu, de exemplu, să-mi zici ce trebuie, mă cheamă Claudiu55. Da, frate? Auzi. Claudiu55. Poza de profil. Băi, eu mi-aș pune o poză cu fața ca lumea la profil și numele. Nu știu dacă ai numele, că nu mi-apare pe PC. Să-ți apară numele și numele de familie. Cam asta ar fi. Haideți un pic cu like-uri dacă vreți să vă arăt meniul secret unde să vă apară notificarea. Deci v-am zis, ar trebui să vă apară acolo ca la generalul, vrei să iei bifă. Dacă nu, nu la toți le apare asta. Stați să mă loghez pe Facebook să-mi iau verified. Pregătiți Instagram-ul pe telefon. Pregătiți Instagram-ul pe telefon să facem împreună meniul secret. Mai întâi dați-vă update la Instagram. Mamă, stați așa că trebuie să dau approve de aici, am un cavaj. Meta verified. Ia vedeți ce urât face pisica. Stați că trebuie să primesc codul. Așa. Dați-vă update la Instagram mai întâi, la ultima versiune. Ați dat tot update? Așa. Acum să văd dacă mi-a apărut notificare cu Meta Verified. Uitați-vă, mi-a apărut să-mi dau verified. Am update-ul. Deci când aveți update-ul tot făcut la Instagram, vă arăt unde să intrați. Acum trebuie să-mi dau... Ok. Și mai e o chestie importantă. Mai e o chestie importantă. Dacă vreți pe Insta Verify, trebuie să aveți two-factor authentication. Trebuie să aveți aia cu când te loghezi să-ți dea și pe telefon numărul telefon, altfel nu merge. Uitați, am aici regulile. Mi-a trimis acum pentru Facebook. Profile name să fie același cu cel de pe buletin. Profile photo trebuie să fie close-up. Și set up your two-factor authentication. Astea sunt cele trei variante. Salut! Fiți atenți! Bun. Acum trebuie să-i dăm poză la buletin. O să-mi iau buletinul. Așa. National ID. Hai să-i dăm. Și ne luăm verify, mă băieți. Așa. Facem acum frumos. Salut, Sara, salut. Acum pe spate. Gata. Și acum ne-am luat verify, mă cavaș. Bun, dacă vreți vă zic și regulile pentru YouTube și TikTok. Dar până atunci hai să vă arăt meniul secret unde... Deci sunt de sus pe Instagram. Să vă zic unde să intrați, să vedeți dacă aveți Meta Verified. Fiți atenți. Intrați pe Insta. Intrați la voi pe profil. Ok, intrați la voi pe profil. Dați la astea trei liniuțe din dreapta sus. Ok. Dați settings and privacy sau setările contului și setările și așa mai departe. Dați la astea trei linii. Bun, și dacă ați făcut update,
primul lucru trebuie să apară sus Meta Account Center, dacă ați văzut. Intrați la Account Center, ok, și acolo o să vă apară un profil. O să vă apară fix așa, stați că vă arăt imediat. Am iPhone 13 Pro Max. Stați așa că vă arăt acum. WhatsApp. Trebuie să vă apară așa. Și aici, aici trebuie să apară Meta Verified. Meta Verified, să te înscrii. Ziceți dacă apare la cineva Meta Verified acolo. Haideți, fără catering. Ziceți, verificați toți, verificați toți și ziceți-mi dacă apare la cineva. O să mai pun și o melodie. O melodie. Apare? Bine, bine mă, bravo mă băieți. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Mie nu mi-apare încă, că n-am fost cu minte, dar sunt pe lista de așteptare. Bravo, 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 sunt pe lista de așteptare, ok? Îmi apare, intrăm privat, ok? Haideți, haideți, trimiteți-mi pe Insta să văd. 84 de ron, ok? Bravo, 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 bravo. Sunt pe listă, ok, ok. Acum, bă, fraților, hai să avem așa o discuție. Dacă vreți să vă înscrieți, să aveți bifă, nu se supără nimeni pe voi. Dacă cineva are hate, nu-i băgați în seamă. Părerea mea e că dacă vreți să vă luați, să dați banii ăștia și vă permiteți, dați. Dacă nu vă permiteți, nu dați. Acum, dacă vreți să vă zic pe YouTube ce trebuie să faci, pe YouTube este complet gratis. Este un proces foarte simplu. Vă arată fratele vostru imediat. Ca să iei pe YouTube, trebuie să intri la Ionuț Dima să dai subscribe. Ce glume faci mai la ora asta. Bă, pe YouTube îți dă automat la 100.000 de abonați. Automat. Nu automat, hai să vă zic. Eu aveam vreo 250.000 de abonați. Îți apare la 100.000 să dai request și ți-l accept automat. Și eu aveam vreo 250.000 și nu mi-l lasem. Așa. TikTok. Am și aici verified pe TikTok. Aici, ideea e că pe YouTube și pe TikTok nu trebuie să ai 18 ani. Pe Insta nu știu sigur, habar n-am. Pe TikTok, mă, nu știu care sunt regulile, sigur, că eu mi le-am luat. TikTok Verified Requirements. Ia mă, să vedem ce trebuie să ai pe TikTok. Ia. Verified accounts on TikTok. Mamă, ia vedeți aici ce scrie la TikTok. Trebuie să fii activ, trebuie să te loghezi în ultimele 6 luni, autentic. Trebuie să fii o persoană reală, gen. Real person, cred că se referă la numele. Ok. Complete your account. Your account must currently be public and have a completed profile at bio, name, notable. Și secure. Deci pe TikTok la fel, trebuie să aveți numele, să vă logați, să fiți activi, să ai totul completat la bio, numele și astea, profile, foto să se vadă, secure și să ai multifactor authentication. Cam asta e pe TikTok. Trebuie să le aveți pe toate astea. Bun. Deci eu mi-am luat acum bifă pe Facebook. Și o așteptăm, deci efectiv o să vă arăt când primesc bifa pe Facebook, chiar sunt curios. Am luat-o, mă? A, nu, mă, nu, încă nu. Încă nu, dar trebuie să iau.
Salut, Sara. Hai, scrieți toți salut, să vă salut pe toți. Hai, unde mai vreți bife, că vă învață fratele vostru pe toți. Deci v-am zis care-i treaba, da? Cum te cheamă pe Facebook? Ionu Zima. Jucătoarea Elisei, Sky, Tudor, Dani, Ciubaca. Salut, salut, Elis. Vasile, Blindu, te pup. Bă, e event nou pe K-Drop. M-a întrebat cineva câți mai sunt la giveaway, Mihai Soian. Fraților, mai suntem la giveaway 80 de persoane și se încheie în 3 zile. Dacă vreți să vă băgați, o să vi-l pun și aici cu... Înlocuiește mesajul fixat, o să vi-l pun cu PIN dacă vreți să vă înscrieți. Știți premiile, cuții de 466 de dolari, cuții de 209 și AK de 107. Arăți cum să... stați așa, pe TikTok, da. Deci request, verification, TikTok. Scrieți așa pe Google, request, verification, TikTok, submit verification request. Și hai să vedem ce avem de făcut pe TikTok. Că probabil mulți vreți pe TikTok. Și este gratis, nu trebuie să plătiți abonament lunar sau alte prostii pe TikTok. Ok. E-mail-ul, username-ul, what can we help you with? With verification TikTok. Ok. Deci nu trebuie să le dați mare lucru aici la TikTok. E-mail-ul, username-ul, aici trebuie să povestești în engleză de ce vrei tu verificare și alea. Și după aia să pui niște screenshot-uri, nu știu cu ce, cu profilul, cu vizualizări, habar n-am. Ideea e că dacă respect toate regulile lor pe care vi le-am zis, îți dă și să ai niște urmăritori. Vreți să vă zic cum să luați bifă și fără bani pe Instagram? Da, na, dar vă arăt că e greu să te accepte. Dar eu dacă vreți vă arăt. Nici nu știu dacă vă apare. Vreți? Hai că vă arăt repede. Stai să fac screenshot de pe telefon. Ok. Ok, stați așa că nu mai știu unde să intru. Aici, mă? Nu aici. Gata, mă. Bun. Ca să fiți atenți. Ca să luați verificarea gratis pe Insta, trebuie să vă faceți cont business, adică nu de la personal. Nu trebuie să plătiți nimic pentru cont business, doar vă apar niște statistici în plus. Intrați la Business and Tools și scrie aici Request a Verification. Așa, și după aia să vă arăt ce trebuie să faceți. Bun, stați să-mi trimit. Când am făcut 100k pe YouTube, am făcut și pe TikTok pentru bifă și nu mi-a dat. Deci pe YouTube ți-a dat la 100k, Mario, că văd că ai bifă acolo. Uite ce frumos se vede bifa. Ok, stau să trimit astea. Așa. Nu mi-închide live-ul pe YouTube dacă fumez vape. Doar pe TikTok. Ok, uite așa trebuie să vă arate în setări. Așa trebuie să vă arate. Request a verification cu albastru. Ăsta e pentru verificatul ăla gratis pentru care nu trebuie să-l plătești și nu ți-l mai scoate nimeni pe ăsta. Deci aici, da? După ce apăsați aici, ar trebui să apară așa. Ar trebui să apară așa. Ok. Trebuie să dați așa mai întâi. Username-ul, full name din buletin, numele din buletin, poza cu buletinul și apoi trebuie să confirmi notabilitatea. Deci ai tu urmăritori. Și uite ce scrie aici. Describe the people
cu follow your account. Auzi, descrie oamenii care te urmăresc. Ce să scrie aici? Că-s cei mai șmecheri, ești nebun. Also known as, gen, să spui aliasul. Și aici links. Adăugați articole, conturi de social media pe care ai verified, alte linkuri care arată că profilul tău e de interes public. Deci cam asta trebuie să faci tu ca să iei gratis. Bif. Stați așa că intru un pic pe Discord, că am vorbit cu Alin Mocean. Să o dăm un pic. Te pup, viața mea, ce faci? Și mă auzi? Asta e că nu sunt. Mă auzi? Da, da. Ce faci? Uite, te aștept. Ok. Dar acum ai treabă, mă aștept neprima oricum. Bă, voiam să mă uit repede la eventul ăsta după case drop. Vrei să facem un case battle? Ai bani? Da, am 220 și o facem. Hai că facem așa. Haideți pe Discord și vezi. Așa, și acum vă mai dau un link, fiți atenți. Vă mai dau un link. Și acum vă arăt ultima șmecherie. Nu. Vă arăt aici un cont șmecher. Mă auzi? De fapt am 75 de like. Faci cu aia, ți iau și pe aia. Tutorial, ia să vezi. Există un tutorial de ăsta mai nebun. Sper să-l găsesc. Gata. Ăsta e. Ăsta e pentru VPN-uri. Ăsta este cel mai bun tutorial. Cum să vă luați verified. E foarte complex. Dar ăsta merge 100%, e verificat, e tot ce trebuie. Uitați-vă ce e aici, ești nebun. Cu tutorialul ăsta secret vă luați verified în cavaș. Dar trebuie să dați și voi un like. Hai, ne băgăm la case battle? Da, fă-l tu de... Așa, îl fac și după aia cum te bag pe tine, gen? Poți să-l faci public, poate nu intră nimeni. Ok, și dacă îl fac privat, îmi dă link? Da. Ok, hai că-l fac public, dar intri repede? Da, e better, de 75 de mai mult. 75, hai. Poate-l câștigi și mai dăm. Stai așa să calculez mâncate și 75. Deci vine așa, 40 cu 20, 60 și cu 10, 75. Ești gata? Vezi că-i dau. Vezi că am cutii de la noi de la event. 4 cutii sunt. Să-i dai acum, da? 3, 2, 1. Hâți, John-ule. Tu ești Gucci? Ok. Cum m-am speriat. Hai, dăm cu Cox, băieți. Bine. Bine, eu. Eu vreau să câștigi cu ea mai mult. Bine, Wildfire ăsta. Bine. Stai că mă aruncă inspectorul ăsta în sus, fii atent. Ce ți-am zis? Hai că m-a aruncat dacă e. Mai bătut. Nu, te-a bubuit, dar mai bătut. Am 69. Da. Mai faci unul? Sau vrei să-i ții pe dreapta? Nu. Vrei să-i dai pe toți, ia? Da, stai că vând tot ce am. Ia, vinde. Asta e prețul final, 69? 71. 71, ok. Ia, prețul final. Hai, facem așa. 20. Îi luăm toți banii lui Cox. 70. Hai că-i dau, da? Da. Hai, la case battle, să raid. Hai, repede. Cum poți lua knife în CSGO mai ieftin? Te bagi la mine la giveaway că dau două cuțite.
E ca ta? Nu 3? A? Erau 3. Acum, acum, da. 3, 2, 1. Și? Nu, mă uitați mai devreme la giveaway tău și parcă erau 3. Două cuțite și un da, AK. Skin. Da, 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 da. Hai, îl batem acum. Am zis pe live mai devreme, uitați-vă în spate. Bine, mă. Bine, bine, bine. Te-am luat aici, cred. A, tot mă luat. $6, maxim 4. A, mai bătut iar. Mamă. Tot în jos. Da. Ce naiba facem? Crează confruntare. Ia stai să dai un upgrade la toată balanța. Dă-i, 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 dă-i. Ce să fac și ăsta? Stânga sau dreapta? Dreapta mereu. Hai că vă arăt până atunci, până vă face Cox giveaway-ul. Cadourile mele, 82 de persoane. Hai mă să ne strângem 100. Ai $96? Da. Mamă, păi stai că facem ceva frumos atunci. Ușor, ușor mă ridic. Mm. 80. A? Da. Am 100 acum. 100? Da. Facem cu una de 100? Hai. Ești gata? Da. Hai, am băgat cyber-te cu ăla. Am zis de bif, am zis dați un pic în spate. Vă zic iarăși. Stați așa să văd. Cred că... Gherle. 73. Hai încă una de 70. Stai că îi mai dau un upgrade. Hai dă-i. Recapitulare, cum luați bifă pe Insta? 1. La name, acolo sub username-ul vostru, la name să aveți numele din buletin. Să aveți o poză de profil unde să vi se vadă fața. Să aveți two-factor authentication. Adică să aveți din aia cu SMS când vă conectați. Știți ce zic? Și cam asta ar fi. Am dat request cu bifă cu maestru la business. Bun. Dacă vreți cu plată faceți chestia asta, după aia scrieți așa. Meta verified. Scrieți Meta Verified, intrați pe primul link unde scrie Get a Verified Blue Check, aici. Și vă scrieți pe lista de așteptare aici. Dați pe Instagram, da, pe telefon. Dați Instagram și vă bag aici pe cont. Așa. Aia, dă cod. Vă bagă pe cont și vă zice că trebuie să vă scrieți pe lista de așteptare. Asta dacă vreți cu bani. La bifă trebuie să aveți profil business și am explicat mai devreme cum se face. Cam asta ar fi ideea. Trebuie să fiți eligibili în primul rând. Trebuie să vă înscrieți la giveaway-ul ăsta de $800, că nu fac altul. Ăsta nu mai vedeți altul din ăsta mare. Eu zic să vă băgați acum. Ce ai făcut? Ai pierdut banii? Da. Toți? Da, de unde ai știut? Că n-ai mai zis nimic. Mamă, ce înghiorțe mațele. Hai că intru un pic la event și după aia îi dăm un matchmaking. Te aștept. Ia, join event, ce zice asta? Mi-am luat premium pass. Haideți, mă, băieți, să vedem care e treaba cu evenimentul ăsta. Hai că îți dau știe și ești când, ca să vezi în timp real. Gata, mă auzi că m-am dat pe push to talk. Da, da. Joci mai multe meciuri? Pă, cred că jucăm. Hai mă să vedem care e treaba cu eventul ăsta. Join the event, ia. Yeah. Galactic Machine. Mam! Ia să-mi bag toate punctele aici. 228.700. A plecat. Hai că mi-a dat dacă e cuțit. Mi-a dat direct. M4A4. Bravo! L-am vândut. Hai mă băieți să deschidem și noi, stați că mai aveam ceva de vândut pe aici. Așa, hai să deschidem și noi ceva. Ia, hai să testăm în ordine toate cutiile astea. Ia, 5 cutii de $5. Astea sunt noile cutii de la eventul.
Care e faza cu Instagram? Zim ce vrei să spui, ce vrei să știi, Lorenz. Am văzut că multă lume are în patru ăsta infobrozaurul. Nu știu de ce. Așa. Cutia nouă din ultima, din Revolution. Da? Hai, 5 cutii de 10 dolari, le testăm pe toate. Cum e bifă în 30 de secunde? Stați mă că vă zic dacă intrați târziu pe live, dar vă zic și vă. Prin stream. Bun, n-a dat rău din cutia asta. Am ieșit 10 dolari, profit. Bă, cutia data trecută de la eventul trecut de 40 de dolari a rupt. Nu mai știu care era. Mage, parcă, nu? Mage. Nu mai știu. Asta de 20 ne-a dat un pic gherlă. 40 de dolari ea. Mamă, ce înghiorțe, m-a înțeles, s-a terminat. Bine! Cât e cutia asta? Am găsit cutia care e bună. Ia vedeți. M4 de 48, cuții de 315. Am credeam că asta e kill, confirmă, la nu e. Legend of Anubis. Vedeți că asta e cutia bună, mai deschidem o dată. Am ieșit profil dublu, profil dublu. Vă mai zic, mă, de bifă imediat. Ia vezi, mă, prin stream-ul ăsta. Iar am ieșit profit. Ia vezi ce mi-a dat Bloodsport Factory New. Ești nebun. Prin stream-ul Orn. Bă, gata, m-am găsit cutia bună. Asta e. 50 de dolari. A doua oară când fac profit la ea. Mai deschidem o dată. E, cagat. Dar vedeți că n-a fost gherlă. 17 dolari pe minus. Era falcionul ăla că mă ridicase. 315. Yes. Pe care am deschis-o, mă? Pe asta oare? Armor? Cred că pe asta, nu? 45-200, da. Asta, mă, cu go-to. Păi, go-to asta, zic. V-ați prins. Asta e cea mai bună până acum. Ia să vedem pe asta de 700, de 70 de dolari. Deschidem 5. Ia vezi? Ia vezi, mă, mi-a dat Gamma Doppler, Huntsman. Pe ăsta îl tragem pe dreapta. Sau e urât Huntsman-ul? Mie îmi place și animația, nu știu ce face e, dar... Îl păstrăm un pic pe dreapta. Bună cutia, oricum. Mamă, nu mai profit. Bă, mereu astea de la event sunt foarte bune. Hai, deschidem și 5 de-astea. 200 de dolari. E frumos, ha? Frumos să ai balanț. Te pup, opa! Maria, nu văzut. Hopa! Hopa! Fiți atenți, Vâncavaș! Hopa! Trec marea direct. Hopa! Ia vedeți, Vâncavaș! 1000 de dolari? Mai deschidem una. Eh, asta e gherla. Mai dăm o dată. Gata, am pierdut banii de la cutit. Închide muzica. Mai bine deschid aici. Ia vezi, mă! Mamă, ce-i mă ăsta? Eye of Horus. E din ăsta nou, gen. Bine! Crezi că o să-ți cumpească ăsta mai mult de atât? Da, da. Ia vedeți chat-ul. Băi, sunt prea bune cutiile astea. Bă, mereu. Mereu când bagă event la început, te bubuie. Hai, mai putem și noi la giveaway-ul ăla ca să extragă. Mamă, ce gheorțe mate. 83 de oameni. Deci cred că s-au de pe live cu gheorțe mate, efectiv. Ce văzut ăla ai? Cu grape. Cu grape, adică cu struguri. Bun. Hai să mai deschidem. 160 de dolari Galactus, ia vedeți-l pe ăsta, mă, Gavaș. Nu uitați, dacă folosiți codul DIM, aveți 10% bani în plus. Slăbuț ăsta. 10% bani în plus, 0,5 dolari gratis și puteți să vă înscrieți și la giveaway. Doar să folosiți codul DIM. Hai, mă. Bine, autotronicul ăsta e 1200. Ai feel test. Dar e bine, am ieșit pe profit. Bine, mă.
Ia vezi, mă, Aline. Bă, credeam că e vreo mie, bă. Nu e. Ia vedeți, mă, deja mi-am făcut balanța înapoi. Poate să fie scump, doar dacă are pattern, gen. Vindeți tot. Nu. Ia vedeți chat. Zi, mă, serios? Da. Păi nu facem altul? Ia vedeți câtă balanță am făcut, 5.000. Hai, mă, deschidem și de-astea de... Deschidem, mă, 5 de-astea de 300, trebuie să-mi dați un like acum, repede. E primele două, deci primele două cutii Galactic. Hai. Asta. Câte like-uri avem? Așa? Prima mi-a dat 1200 și a doua mi-a dat 900. Primele două m-au bubuit. Hai. Facem și noi like-urile astea să deschidem 5 cutii de 300? Hai, mă. Le-am pierdut, mă, Mihai. Nu știi? Am făcut un case battle dradă, vreo 8.000 și le-am pierdut. Hai, mă, dăm 5 cutii de 300? Haide! Pa, ce-a trecut pe acolo? 384. Îi mai dăm o dată. Bă, câți bani vine, mă? 5 ori 3.500. Mă. Mi-a dat, nu e bună asta 300, nu vă luați de 300. Asta de 40 să mor eu dacă o iau iar. Mă arunc în aer. Hai că m-a aruncat dacă e. Cred că mi-am consumat norocul, hai să intrăm un pic la event. Ți-ai retras astea? Alin? Nu ți-a luat pasul? Băi, și mecheri, deci dacă voi vă jucați pe Keydrop și v-ați luat pasul ăsta de $5, vă deblochează premiile astea și dacă am ajuns la level mare, uite, eu am ajuns la maxim, uite, îți dă cutie de $40, gratis. Ia uite, mi-a dat $14. Hai să vedem câți bani facem din astea. Ia uite, cutie de $70. Ia uite, deja avem $40. $16, $13. Ia vedeți câți bani am făcut numai de aici. Ia vedeți din reward-urile astea, $3, peste 50. Ce 50? Mai mult. 50. Păi cât era aici? 70 e până acolo, ți-am calculat. 70 și cu $8, 78. Gold. Ia uite, $8, ia uite, 9, 80 și ceva. Ia uite, 4 USD. 91, 95. Asta e viața mea. E factory new. $2 jumate. Da. Ia cât am făcut din itemuri. Deci numai din itemuri $60 plus ce am luat cash. Bun. Așa, și uite, deja, bă, deci mi-am băgat toate punctele la event și uite, deja am iar 42.000. Dacă vă jucați, primiți și puncte, asta e. Păi doar trebuie să bagi 5 euro pentru event, pentru PES, ca să ți dea bonusurile alea 5 euro, dar trebuie să te joci ca să ți deblochezi câte una. Mamă, este ce era acolo pe linia aia, încă. Ia vezi, mă, tot cutia asta, mă, de 40. Ia vezi, mi-a dat 400. Păi bună rău, mă, cutia asta, să mor dacă nu. A, ba nu, sunt alea de 70. Vorbesc prostii, scuze. Nu ne deranjezi. Ia vedeți, mă. Flip knife, lor. Ia vezi. Bă, iar mi-a dat Ioforus, dar e Wellworn. Prost. Dar oricum, $1000. Bă, cutiile astea. Stai așa, să-l fac și pe băiatul pe Mihai, pe Discord. Hai să vedem cine mai e și pe Discord, care așteaptă. Salut, băieți. Ce dracu am făcut? Salut, băieți, salut. M-auziți? Salut. M-aud, mă? Alo. Salut. M-auziți? Te auzi, da. Ok. Păi ziceți-mă așa. Ce-a făcut, mă? Mi-a deschis fără să dau? Ia vezi, mă!
Băi, ce frumos e AVP-ul ăsta, nu vine să cred. Containment Bridge. Ia vedeți, mă. Băi, e bună rău. Deci astea două cutii sunt bune rău de tot. Astea nu prea. De fapt, mi-a dat și asta. $2000 aveam aici. Aline, ai văzut ce mi-a dat? Mamă! Carambit Gamma Doppler, mâncați-a și Factory New. Paaa, de capul meu. Mamă, am mai și zis că nu e bună cutia asta, trebuie să-mi cer scuze de la doamna cutie mâncați-a și... Paaa, ia vedeți ce e aici. Ia vedeți, mă, le dau sela astea afară de carambit. Mamă, nu uitați de giveaway, bă. Unde puteți să vă băgați și cu skin-uri în valoare de 2 euro, fii atent. Este giveaway privat, doar cu link-ul de ăsta de aici din descriere puteți să vă băgați. Ok. Deci intrați pe link, așa. Zice aici adaugă fonduri cu codul DIMA. Trebuie să bagi cel puțin $2, adică 9 lei. Ca să vă înscrieți la giveaway și după aia folosiți aia $2 plus bonus 10%. Puteți să dați cu skin-uri, de exemplu, pay by skins. Și uitați, apare aici, uite, skin de $2. Îl bag și îmi dă și $0.5 gratis și 10% în plus. Adică din $2 îl fac de $3. Și cumpăr o cutie de $3, de exemplu. Și mă și înscriu la giveaway, care are șanse destul de mari. Pentru că sunt doar 85 de persoane. Unde văd, mă? Sunt doar 85 de persoane, adică nici 100. Ce-a făcut, mă, s-a băguit? Eu mă aud, nu? Credeam că nu mă mai aud eu cu voi. Nu. Mă la buton. Da, te aud. Mă aud, da? Te aud ceva pe live. Da, aici. A, gata? Da, gata, te aud. Pă, eu vorbeam singur, mă. Ai văzut ce care a vivinat, Aline? Nu, Gamma Doppler? Da. Dar s-a ieftinit, de ce? E un scandal acum cu site-ul ăsta, ce se gorol. Și cam pică skin-urile momentan în preț, dar o să crească înapoi. Mama, acum e bine de cumpărat, ești nebun? Pa. Mă rog, hai să mai desigem câteva și îi dăm un matchmaking, Aline? Hai. Bă, mai deschid câteva cutii și îi dau. Na, mă. Profit? Nu e profit. Gaură. Haide, mă. Gaură. Mamă, gaură rău. Bun ăsta. Dar tot gaură. Gata, mă, mi se duce norocul. Hai să mai băgăm punctele astea. Mamă, cred că e ca lumea asta. La 30.000 de puncte aici cred că de calmea. De cât timp fumez vape? Nu știu. Câteva luni. Bun, cam asta a fost cu keydrop-ul. E vreun... Da, te bag, Nicopilu. Dar dați-i și pe site, pe chat, link-ul meu cu oferta de pe keydrop. S-a dat tutorial de bife. Vă mai zic încă o dată, mă. Vă mai zic încă o dată acum. Dacă nu ați intrat sau dacă nu, mai detaliat în spate. N-aud? Da. Te auzi chiar tare. Încă o dată și giveaway-ul, dacă vreți să vă băgați, mai sunt 3 zile și se extrage. Eu zic să vă băgați, că sunt șanse mari. Sunt 3 premii pentru 3 jucători diferiți. Poți să joc și eu? Ce rank ai? Am, acum zic, Bonlovatei. Ne mai gândim. Dacă ești cu minte, te joci.
Bun, băieți, vă aștept la giveaway. Deci fiți atenți, scrieți așa pentru verified pe Insta, cine nu știe, Meta Verified pe Google, get a blue check on Instagram. Dați pe Instagram, dar trebuie să fiți pe telefon neapărat. Dați pe Instagram și aici o să vă pună pe un waiting list. Trebuie să aveți poză cu fața, să se vadă fața, trebuie să aveți numele din buletin la nume, acolo, nu la username, la nume. Și să aveți two factor authentication, dacă vreți să primiți asta cu, cu bifa. Dar nu trebuie neapărat, că robineta primiți și scrie în paranteză și aveți tot robinet. Ce scrie în paranteză? Adică îi scrie în paranteză numele lui, real, dar acolo aveți tot robinet. Da, trebuie să fie undeva, să apară numele real, că altfel nu are, nu faci meci cu buletinul și n-are cum să-ți dea. Undeva trebuie să apară numele tău din buletin. Costă 84 de lei pe lună, cred, așa am auzit. Mie încă nu mi-a dat, eu mi-am luat pe Facebook acum, hai să văd dacă am primit-o. Face book. Eu nu zi mai ea. N-am primit-o încă. Cam asta ar fi. Hai, Alin, jucăm? Da, fii atent. O să jucăm short-uri, că nu știu cât pot să stau, că trebuie să mă duc cu Denisa să, să-și facă ceva, operație la dinți. Da. Deci, sunt așa. Păi eu nici nu mai jucam azi, stai, cum mă joc doar. Mihai câștigă 3 oameni diferiți skinurile. Așa că șanse mari. Se, ai, nu șanse mari, de 3 ori șansele pe care le ai. Te-am la prieteni? Mihai, ți-am dat timp fai. Nu cred. Îmi zici tu codul la repede să-ți dau invite? Da, stai. Mi-l dictezi tu. Hai, cine mai joacă? Cine mai joacă? Joc eu. Hai, dictează și după aia mi-l dă și Alin. S748D. S748D liniuță AA PJ. A, stai că-s prost. Fii atent că am asta cu third party. O să mă scoată pe-un pariu. Ma. Mai fac o dată? O să-ți dau eu invite înapoi. Dă. ANM. Da. 5K. Liniuță Q, Y, da. K și L. Bun. Așa și mai trebuie doi oameni. Mai joacă cineva? Da, da, hai că te da, joc. Băi, îi bagi tu, Alin? Poți să-i bagi și tu, dar zici. Zice scodul. A8. Stai că te dau un mesaj. H8. Da? Liniuță X, U, T, N. X-ul da. Deci A8H8. SH8. Aha. Aha, ești Black Knight. Da. Ok. Hai. Cred că și pe mine o să vă scoată cam de filtre Nvidia. Ce ultimul? Eu. Păi dă-i odată Stars, da, a, nu poți. Hai mă băieți. AWNA6. Da. Liniuță X, R, E, C. Baby Johnny. Hai că vă las voi ții, pentru pe seara de mata. Ok, hai Black Knight. Spor la m-a intrat. Te pup. Black Knight. Da, da, acum. Și după te așteptam să ne zici cod. Una, na, na, e. Hai mă, care s-a mai scris la giveaway? Ia, cât suntem? 80? Nu, 80 și... 7, bun. Hai ne strângem 100. Când se strage la tine? În 3 zile. Ia să mă că mai deschid niște cutii până îi dăm start, dacă ia tot. Hai mai. Deschid o pe de 40. Hai puțin, nu mai țipa, puște, te rog. A8. TH8. Da. Liniuță. X, U, T, N. Iar am înțeles. Iar tu dat afară dacă mi-ai dat un gol. Da. Am dat conti.
Gata? Bun, profit. Iar profit. Da, mai e bună asta, e 400. Gata, e toată lumea? Da. Ați dat start? Închidem. Bun. Ai dat short, da? Ah, da. Perfect. Hai mă, că ne ridicăm iarăși, e bun. Bă, dar ce șmecher că la eventul ăsta îți dă puncte de event o grămadă când deschizi. Până acum nu prea îți dădea. Nu prea mai aruncă nimic asta, hai să ne riscăm un pic. Hai mă, facem un case better, toți banii dacă tot intrăm acum la joc. Ia mă, ia. Câți bani am, mă? 1300. 1300. Hai. Creați confruntare keydrop, 1300 de dolari. Care era codul tău? Dima? Ce cod? Pe keydrop? Da, da, da. Dima. Dar tu poți să bagi la mine la giveaway? Mă bag de parc. Bă, vreau și eu să mă bag, mă. Dar nu la mine, la tine. Mă bag de pe... Păi de... Și de pe contul Rebecca-i. Păi de ce n-avea voie să se bagi de pe contul lui Dima? Păi că nu poate, că e partener Keydrop. Cum ar fi să mă bag și eu la al meu? După aia cum ar fi să câștig? Toată lumea zice că e fake, gen. Chiar sunt random alegerile astea, că nu e ca și cum poate să aleagă cineva câștigător. Niciodată. Ia mă, chiar s-a băgat cineva aici, nemul? Cred că e YouTuber ăsta. Am dat, am dat. Na, mă. A, nu e așa scump. Na, mă, na. Bă, ăsta mereu mă bate, mă, nu știu cine. Cred că e YouTuber ceva. Nu mai ajungi să apă live-ul de pe TikTok Face It? Nu, no, matchmaking. Să fac și eu global. Bă, dar nu merge, mă. Ce nu merge? Ce depozitul minim? 2. Și am băgat 10 și nu mă... N-are cum, mă. De ce să nu meargă? Păi trebuie să dai acolo, jos, în stânga, jos. Alătură de giveaway, acolo. Da, dar îmi zice că n-am fulfilled toate requirement. LOL, l-am bătut, mă. Am luat 1600. Serios? Cum, mă, n-are cum? Păi... De pantajare. Aha, vrei să-mi iei card? Dă-i refresh, gen, poate nu ți-a luat banii. Gata, nu, merge. Merge? Mi-a luat, dar eu buguială, uite, exemplu, la mine nu merge să bag direct de la fanțul promo, că trebuie să dau acolo sus, știi? E ceva ce trebuie să le iau de la site. Da, mă, și mie, și eu am pățit asta, uite că Cosmin prins tovarosul meu a băgat 10 dolari și a dat de sus. Știi că nu e apărat de ad found direct din giveaway și nu i-a luat intrarea la giveaway. Da, așa și salut. De ce nu joci 4x3? Pă, am schimbat un pic pe HD să mai schimb și eu. E Caterin că 4 HD-ul. Salut, salut, Aurel, te pup, ce faci? Te bagi la un CS Aurel? Hai băieți, cum o dăm? Mă duc pe B. Ăștia mă întreabă unde stau. Mersi, Xeno. Mă duc și eu tot B. Bă, nu, nu, merge la spawn, nu? Nu merge la spawn? Hai la spawn. Hai, mă duc under, Alin.
B, B. Unu am auzit, se duce. M-a bătut. Scuze, băieți. Ia așa, matchmaking-ul. Nu, no, matchmaking. În spate. În spate. La next, la next, da. Băi, Alina, a jucat seara până la 5 dimineața, mâncați-o și cura ta. Da. Facem eco curat, că e short match? Man, hai, puși mine atunci. Hai, hai, hai. Mamă, bă, deci după 10 meciuri de short, știi cum trăgea, mă? Deci se simte, ești nebun când te... când te încălzești. Ce să-ți dau? Nu, nu, că-mi face lag, deja am lag de la live. Da, mă, frate. Bă, n-ai căști, mă, frate. Nu l-ai auzit? Ba, l-am auzit. E, l-ai auzit. Vrea cineva AVP? Vreau eu, dar mi-au eu, nu, nu mai lua. Mă duc mid, să mă jumătate. Mă, să iau lung. Ok. Du-te unul B. Mă duc eu, B. Gianni, du-te lung cu Cox, că-ți dă-i bătaia preșit. Salut, salut, Gram. Nu văd mid. Mort. Top of mid. Mai e un top of mid. Bravo. Nu. Nu, mai e top of mid. Mi-a dat smoke. Cred că vor să intre scară. Sau se bagă mid to B. Posibil. Nu văd scară, să știți. Mort scară. E bomba. Bă, era mid to be ieșit. S-a băgat scara sau lor. Avem bomba scara. Tot alea la scara care are bomba. Să-mi lua și mie polarul după aia, vreau. Bă, era... Asta era. Asta puțin... Nu, Davidu, tu n-ai nimic. Ce cuțit ai, Cox? Unul, l-am deschis ieri și l-am pus din greșeală. Nu mă joc. Nu știu, am venit. E drăguț animație, dar e urât cuțit. Da, da, da. Ce cuțit e? Deci mi-e polarul. Îți dau armă sau ai? Nu, am. La cuțit ăla e lung, Gianico, și Dima, vă dau iar flash-uri. Hai, hai, că mă duc să fac pic lung, du-te altul, bă. Ok, ok, ok. Hai să jucăm frumos, să jucăm mai multe, că trebuie să o duc de pe Denisa la clinic. Nu e, nu e lung, nu e lung. Bate-o suicide, bate-o suicide. Mor suicide. Vrem un bet? N-a tras baza asta? Nu, no, era decoy, cred. Cred că era decoy. Rămâi B, rămâi B. Poate fi și lung, bă, pe time. Da, da. Long, no? Da. L-a ratat? Ai intrat site? Bravo, mă, băieți. Hai să... să luăm și noi Leo ăla. Cică 12.000 de ore. Cine are 12.000, Cox? Mă duc chiar lung. Da, vă dă eu iar deși bate că e domeniu.
De când joci, mă, Aline? Ma. De când m-am născut eu. Da, mă, mai joc. Ești născut în 2012? În cât sunt, mă, 2023? Ai 11 ani? Da. Păi și ai voie să te joci de-astea cu sânge, cu nebunii? 2B minus 86-1. Scara, 1 viață. Ce timing? Minus 87. Mi-a dat, bă, mi-a dat și mie. Scară, cred. Scară? Nu. Te duci în B? Da, mă duc și eu. Nimic porți. Vrei să dau smoke? În site-ul, mă. Nice, băi. Dacă îmi stai puțin mai repede, că e la unul trolam așa. Am zis, de când am murit, că era 13-11. Puteți să-mi dai și mie doc, mă rog? Eu mă duc polar pe lung, direct. Cum pot juca cu tine? Hai că schimbăm echipa mea și viitoră. Da, mai bag, mai bag, mai bag. Sper să termine repede, să mai am timp. Dacă știam, mă trezeam cu ori mai devreme să fac. Dacă știam că trebuie să plec așa devreme. Unul lung, mort. Tunele eu. Bravo. Cred că e lung, sincer. Da. Arata, mă. Mamă, ce prost, drag, bă. Vezi ăsta, e polar dacă mai e unul. Da, mă. Da, e polar lung ăsta. Da, 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 e în porț. De la mă, de la mă, de la mă. Scuze. Aolo. Mamă, ce prost joc. N-ai, mă. Mă duc eu să fac pic mid acum, da, repede. Bună, Miruna, bună. Da, vrei și luam. Nu, nimic suicide. Mă uit top of mid. Unul top of mid. Mort. Unde? Cred că intră short. Lung, minus 75. A plecat lung, m-am lăsat. Sau bet, sau bet. Nu i-am dat, mă, hit. Da, mă, unul short și unul lor. Mă bag, m-am lăsat. Pe aia se joacă, mamă, cred că trebuie să facem... Mersi, mersi. Bravo. Pe stânga, pe doar, sus pe scările alea. Le-ai văzut. Hai. Pregătiți codurile pentru următorul meci. Rancuri mari să facem și noi. Vrei coxdrop? Ai cineva de drop? Da, vreau drop. Ce-ți dau? AVP sau M4? M4.
Mai e unul cu mine, pe cam pistol. Mă bag lower. Mort lower, bomba picată lor. Vin. AVP spre bază, în lor, spre lor. Am pars lungă, nu? Bomba picată lor, da? Abi aici la mine, spre lung. Stai aici. Ce rang ai fiz? La taxi. Nu-i face pic copilul. Mamă, ce faci ăsta, mă? I-a dat fleșirea. Tăi. Babi. Bravo, mă, bravo. Hai. Bravo. Bună, Bogdan, bună. Păi și acum ce rank ai, Xen? Aș vrea și eu să fac rank up, dacă mă joc numai cu Gold, Nova, Silver, nu știu dacă iau, sincer. Mergem long? Bă, cum vreți. Smoke. Yeah. Rupt. Verificați car. Doi acolo. Ia uite, mi-a dat din bază, mă. Doi bază. Unu short. Bază. Rampă. Bravo, mă. Bravo. Bravo, mă. Hai să-i bate repede. Unde mergem? Nu știu. S-a dus unul B. Venea mid sau sorcă short? Nu, trece scara. E mid. Bravo. Uite, mă duc lor. Vrea cineva do? Da, dai pentru te rog. Pregătiți, scrieți și rank-ul, scrieți și rank-ul și codul, vă rog. Dai lui Black Knight, dai lui Black Knight. Hai, știi. Ce-ai dat insta Xbox? Să vedem dacă mergi. Posibil să da? Da. Treci mid. Scara, smoke. La ult. Scara unul, bă. E rupt. E rupt mid. Scara minus. Scara, da, să la mine. Ah. Side B. Bă, ce prost am tras, bă, minus 90. B. Minus 90 în B. Vai, ce prost. Așa mă jucam, Kerry. Bravo, mă. Ai făcut ace? Bravo, mă. Da. Gata, s-a încălzit. Ia la la mână pe ăștia. Vezi să-mi dați cine un AK? I-a dat lui Baby Jean. N-are bani. Bă, poți să-mi dați careva niște flash-e pe lung? Am spawn? Îți dau eu. Adică ok, critical. Un porți mid, e lor. Lor unul, da? Opa.
încă. Da. A trecut. Da, e în dreapta. Ce prost n-am dat. Zici? Nu e pe ea. Bravo. Bun, bun, bun. Hai mă, am luat le. Hai să mai jucăm și cu alții. Hai Alin. Deci echipa așa, eu, Alin, Xeno. Da, dă-mi invite. Așa. Suprim, mamă, ia vedeți mă, băiatul ăsta are suprim. Nu, 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 copilul, nu mai, gata, ți-am zis că schimbăm. Ok, ok. Ia mă, hai să vedem suprim. Dar să te sperii de legendarul ăsta e egal al meu. Asta din greșeală. Așa. Bun. Mă speriați de sir, îți și scuze la sir. Mama, ai rupt. Păi da, dar nu mă joc nici mai tu. Sunt MG1, MG2, uite, ANAF-ul. Mama, ia vedeți ce cod are băiatul ăsta, ANAF. S-a terminat. Adevărat? Da. Da. Anadoi fă. Hai repede băieți că e târziu. Hai Anaf, intri? Asta zic. Hai rapidos, rapidos, rapidos. Îi batem fast pe ăștia, da? Asta zic. Nima Silviu pe Discord mă tragi? Da, frate. Da, mă, da, asta zic. Aolo, dați doi. Cum îl cheamă că-l trage? Silviu. N-am văzut Nordic, scuze. Bă, hai mă, să mai facem un live unde să jucăm vreo 10-15 meciuri de astea short. Când mai joci, Alin? Când pleci în vacanță? Pe 14 și mă întorc pe 28. Plec în Cipru. Cipru? Ți-ar putea să plec și eu. Pe 14 pleci? În cât se mai din 12? Ah, mai joci mâine. Ne filmezi ceva cu Teo. Ok. Și pe 14 plec. Deci că mă întorc în vacanță, de asemenea, dacă vrei ne jucăm, că și eu, e un joc de scabonați. Mai ales dacă apare CS2, să mă joc cu abonat. Ah, clar, dacă apare CS2. Eu m-am tot jucat Warzone, dar acum m-am pus pe CS. Pe 15. Se mai joacă Andy? Nu s-a mai jucat ăștia Warzone. Hai, cum o să zic? Hai băieți, până începe meciul, vă mai dau și eu link-ul de la giveaway, să-i mai dați un pic. 88 de persoane. Hai mă că putem 100. Sper să nu apară, sper să nu apară când sunt în vacanță, sincer, că se pierde tot hype-ul. Da. Eu nu cred, mă, că apare pe 15, niciodată. Sper că l-a apară. Pe când a apărut gen, ce se dă în prima zi, mă, dai seama. Era hype. Trageți-le și pe depresie pe Discord. Și de asta nu prea aș vrea să pierd hype-ul. Salut, mă auziți? Da, da. Unde-i dăm? Zi tu. Nu știu. Hai, bă. Bă, vreau și eu să am global, bă, pe Mishmaki. Îi dăm tare? Hai. Flash? Se bagă. Deplent. Mamă,
de l-ai bătut depresia, avea lapsus. Tunnel. Așa. Dai depresia, era. Sunte 7 pe Discord. N-ai. Am zis spate. Aici poți să-i stai? Da, da. Poți să-ți dai un hand în față dacă e. Unul singur, be, unul, be gol, be gol, be gol. La unul poate, maxim. E stânga la unul. Doi CT. Be gol. Nu bag un be cu bomba? Păi ce sta? Car, lung. Da. Viol în direct, nu săriți că le place. A plecat frunzănică de la tine? Ce-ți place? Da, da, a plecat, a plecat. Era un băt cu, la mine acasă, ne știam. Până ieri. Așa vreau, bă, să-i dau într-o seară, să-i dăm, să ne facem echipă, să luăm vreo 10 short-uri de-astea, să facem și noi, tank. Dar și că-ți dăm mai puține la pe short-uri. Bă, frate, știu că mulți zic așa, dar eu am luat, am făcut lem, aveam 200 de ore pe canter numai din short-uri. Și n-am jucat așa mult. Bă, e în lower, mă, noi. Băi, băi, poate facem mâine iar live, tot la 12. N-ai văzut nimica. Dacă vreți și voi. Mângere de presă pe spații, de văd. Nimic ar. Nu e site. Window. Doi afară. Doi afară. Bun. Depresia zilnică. Porți, mă. Cred că window vine. Bravo, bă. Hai un 9-0 de la frumos așa de final. Îmi dai mie polarul? Da, da. Să rămână. Îți dau acaia. Bună, Madalina. Scuze. Cred că lor, da, lor. A intrat lor. Plus unul lor, plus unul lor. Short, ieșit short. Ok. E short, am pierdut bomba. Ultimul short. Mă. Ce faceți, măi? Luați la mână pe ăștia. Mă, trebuie să fac și eu ceva ca mână cu unul. Dai polarul? Asta zic, băieți, chat, așa să joacă la foc automat. Cred că se bagă mid probabil. Doi lung. L-a bătut? Stai tu, nu. City și stai. Bă, lower, mă, lower. Ta, ce m-a bătut ăsta. Descondă la BF și trec acolo. Poate mai bat unul. Bați doi chiar. Vezi să nu fie lower, Cox. Sper să nu fie. De ce ăsta, mă? Bravo. Polar și mie? Mi-aruncați un polar aici în spate? Mersi. Bă, ce aveam chef de un inferno. Trebuia să scot laps. Cred că are hit la B.
Am văzut doar unul. Nu știu dacă a mai trecut. Vezi că pușează short-ul, Xeno. Ține short-ul. S-a mai dus unul, B. N-am, mă, n-am luat flash-ul ăsta. Short. Doi short, doi short. Vine la B, mă, cu bomba. Spate, bani. A, B, pe short. Nu e. Mă. Unu jumătate viață, dar B. N-am luat ăștia la mână. Mamă, deci fiți atenți, m-a sunat unul de la DHC și bine că am fost inspirat să-mi pun pe mut. Că știi cum a început asta? Adresa. Bă, adresa, dar nu că gen. Din asta, a zis tot, efectiv, tot. Știu. Bă, tot a zis tot pe tine, era asta adresa. Da, ăsta... N-am sunat eu pe live pe YouTube la Jerry's Pizza și zic salut, vreau și eu o pizza, aveți adresa acolo, vă rog nu ziceți adresa că-s live. Deci și au ce zice asta, deci o livrare pe și a început să zic adresa, mâncați-o și. Nu înțeleg cum trebuie. Nu primul meci. Bravo. Bă, dar ce făcea ala, mă? Sunt frumos, ce... frumos ai cover-ul. Până când ții live-ul? Tu ai canalul pe un cont de marcă sau mail personal? Nu înțeleg. Unul singur la B, ce să fie pe lor în părți. Doi spate. Mai e unul în geam la B și unul în părți, mitubi. Nu mai pot să văd nimic de la atâtea flash-uri. Da. Ne-au cam luat la mână. Mergi la spawn? Juan Flatra, uite cum îl cheamă pe ăla, are 3 fraguri. Mă duc be. De fapt mă duc lor. Mă duc lung. Vrei să pușim ăștia 3 lor-ul? Nu, cred că e nevoie. Marș! Nu aud B. Am bătut unul B. Liber B-ul. Lungul nu. Doi lung. Ma, ce face sună? Cât a durat un meci? 8-9 minute? Cât am stat? Are AVP? Caut. Lower te-a bătut? Lower și amid, da. Poți să te bagi Silviu, bag de Silviu pe încredere. O să ai aici în dreapta ta vreo doi. Pe că s-au dus eu. Nu, bag de Silviu. Domnul Borci, eu nu, bravo Silviu. Economiz, unul CT, CT. Mi-a tras unul de sus, unde mi-a tras? Mor CT? Minus 60 și CT. E low. E low, rău.
Bă, dar de ce am dat cu click dreapta? Nu știu. Modul lung, cam spawn. E ultima? Ok. Să-mi zici și mie dacă e stat pe mine. Mi-a dat-o mie? Da, da. Bun, nu era P-side, mi-a dat acolo. Încă unul, mă. Lung unul. Ia uite-l, mă, pe ăsta, mă. Nu cred, mă. Loc 2. Bravo. Nu-l pot face al doilea. Ba, mă, do la B și mă ascund ca un șobolan. Hai, smog mid B. Din lung, asta smog mid B, din lung l-a încercat. Lung o să zină, cred. Scurt. Bă, chiar se batea Zuckerberg cum? Elon Musk. Gala XX fer. Îi dăm tare la bea? Aole, stai că se lași City. N-ați auzit nimic. N-ați auzit nimic. Da, îi dă tare, bea, hai. N-ați auzit nimic. Patru caelor? Cred că atât are, Ali, nu? Da, puțin am puțin lagă de chestii. O să încerc când apare CS2 să fac 5. Dacă vă dă reset. Păi asta îmi doresc. Și eu. Intră lung. Doi lung. Ce faci, mai ai bătut singur? Doamne, i-a bătut pe toți. Hai, mă, cu Leo ăla, mă. N-am făcut, mă, n-am făcut. Da, mă, băieți, vă las că trebuie să plec. Mai stau 2 minute pe live și... Hai, vacanță plăcută. Vacanță plăcută. Pa. Frumoase meciuri, bă. Frumoase meciuri. Trebuie să mai jucăm cu Cox. Hai, mai deschide repede o cutie. Oh, nos. Bă. Vă mai zic o dată. Înscrieți-vă la giveaway, că e groasă treaba. Hai, mă, prin streamul ăsta. Aia. Scrieți-vă la giveaway, că e groasă treaba, fratele mei. 88 de persoane. Șanse foarte mari, 3 câștigători diferiți. Trebuie doar să folosiți codul Dima în ultimele 30 de zile. Eu trebuie să vă las, că trebuie să o duc pe Denisa undeva. Se operează la Gingi. Că altfel mai stăteam. Dar poate facem mâine iar la 12. Vă anunț pe Instagram, da? Hai, vă pup. Să aveți o zi frumoasă. Sper că ați început bine ziua. Pa, 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 p